Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou clip cu fotbal. L-avem aici pe Sorescu, îi mulțumesc foarte mult că a acceptat provocarea mea. Astăzi facem diferite probe legate de fotbal. Știți cu toți că eu joc fotbal de plăcere, așa că să n-aveți prea mari așteptări de la mine. O să avem diferite probe. Facem prima dată penalti, după aia niște lovituri libere și mai avem alte probe. Tot ok? Pregătit? Aveți Instagramul lui aici, îl găsiți pe Instagram, ne dați follow acolo, atât mie cât și lui. Și am două întrebări pentru tine, dacă vrei să-mi răspunzi, o curiozitate de-a mea. Ce alegi între Messi și Ronaldo? Prima întrebare. După poți să-mi spui jucătorul tău preferat, dacă nu este Messi sau Ronaldo. Păi, jucătorul meu preferat este Messi. Messi. Să încep cu a doua întrebare. Dar îl prefer mai mult pe Ronaldo. Adică datorită faptului că muncește foarte mult și ai alt stil. Dar mi s-a părut puțin ciudat răspunsul pentru că ai ales Messi. Și după aia ai zis Ronaldo, știi? Păi în capul meu a fost așa. Messi e talent, vrei să spui, exact, nu? Și Ronaldo prin muncă. Muncă și ambiție, da. Și următoarea întrebare, dacă ar fi, de exemplu, cineva ți-ar spune astăzi să te transfere unde vrei tu, unde ai vrea să joci, oriunde, la o echipă din străinătate. Dacă ți-ar zice cineva, astăzi eu te iau și te duc la echipa aia, unde ai vrea să te duci? În Italia, la Juventus. În Italia, la Juventus. Ok, am înțeles. Astea au fost curiozitățile mele. Îi dăm drumul la treabă. Începem cu penalti, da? Punem portarul acolo și haideți să-i dăm forță. Și încă ceva, eram să uit, câte like-uri vrei să facem la clipul ăsta? Eu am o chestie din asta, când fac cu un jucător de fotbal, întreb câte like-uri să facem. 50.000, 60, 15.000, 10.000, 5.000. Ți-a zis cineva infinit? Nu mi-a zis nimeni infinit, dar nu cred că există pe YouTube infinit, deși ar fi bine pentru mine, sincer. Nu știu, m-aș bucura dacă ai face cât mai multe. Cine ratează primul, adică dacă mi-o apără mie, ai câștigat. Dacă deci nu avem voie de o încălzire, ceva să zic, nu? Hai, facem o încălzire. Nu, facem o încălzire. Dăm 4-5 șuturi așa și după când zic începem, dăm și dacă ți-o apără sau mi-o apără, am pierdut. Ok? Sigur. Hai. Atât de puține la răței? Da. Îți iei mai mult? E, cred că îți place Ronaldinho, nu? Da. Stai și ai făcut poza cu ta. Scuze, vrei să faci? Da, mă apar acum. Scuze, nu e. Nu merge cu presiune. Am puține emoții, sincer să zic. De ce? Nu știu, am emoții, că e altceva. Nu știu cum ar veni cu prietenii mei. Apără, fă ceva. Doar acum eu o apere mai bat o dată, nu? Dai seama. Aole! Nici o șansă. Păi voiați vorbi, mă? Sar numai acolo și bază-mă acolo, fă corect, nu, n-am vorbit, vorbesc serios. Bine, data viitoare vin eu cu portarul meu. Stai să te văd dacă te vezi și cum trebuie. Da, e perfect. Hai, Cosmin. Ți-a făcut schema asta aici? Înainte, să putezi. Care? Ai oprit? Bine, da, bine, ce... faci ce vrei, dar zic așa, eu nu știu pe ăsta. Dar încerc acum ceva. Ia ce altceva. Aaa, ai tras și mâna să moară, mă. Fuaa, mă, leu. Gata? Oricum, am dat prost. Eu încerc altceva, dar... Nu te ajut. Dar nu-mi iese. Important e că e gol. Da. Ești pregătit? Și n-a fost gol. Deci dacă a dat gol, aia e. Trebuie să ne uităm pe... N-a fost. Trebuie să fim corecți. Pe mijloc, tău. Pe mijloc! Deci rămânem în joc, da? Asta e a ta, iau-o pe aia. Dacă nu zici că ți-au norocul. Ai zis pe mijloc și știa ce să fac, să-l mai dau, să nu mai dau. Da, ai vrut să-l mai dau pe mijloc sau te-ai schimbat că am zis eu? Nu, am vrut să dau parțial. Gata? Te-ai dus bine. Da, a bătut bine pe colț și te-a dat să te duci cu 5 secunde înainte. Hai. Pregătit? Astea te-au simt. O simt cu apere. Ce mai? Gata! Păi da! Păi da! Mi-am luat-o! Deci acum dacă am dat gol? Dacă ai dat gol, gata. E egal sau am câștigat?
Ce? E egal sau am câștigat? Ai câștigat. Faci cum a zis, da? Tu dincolo și eu. Îți dau mai mult de două ori. Pe cât îți dă el. Aaaa, ce erai pe ea? Ori. A dat tare. Rupea mâinile ce. Bun. Terminăm cu penalti și mergem acum la lovituri libere. Batem lovituri libere, bine? Sigur. Poți mine? Hai să te văd aici. Te-ai încălzit? Totul da, bine? Da. Hai, lovituri libere atunci. Aoleu, Cosmine! Plungește mâinile puțin! Bravo! Bă, stai! Haide, bă! Bă, ceva! Bravo! M-am scos, m-am scos cu astea două, m-am scos! Hai, bagă! Asta? Da, asta da. Puțin desumflată. Și eu dau prima pe asta ca să dea iurea în ea, după aia se demoralizează și nu mai merge. E, acum m-am prins da, acum, păi, da. Tu nu mă cunoști, dar eu am... Ai astea, da? Am șmecherii. Ai făcut blat cu el, că ai băgat-o în poartă. Nu, eu zic că din cauza mingii. Așa că pe viitor, dacă știți, nu începeți cu mingea albă. N-aveai cum pe aia acolo jos. Păi ai făcut, băi! Cum faci? 3-3? 3-3? 3-3, ați luat la butoare? Băi, cu asemenea, dublu îți dau, triplu cât îți dă el. Îl controlez din joystick. 3-3, a? 3-3. Da! Am văzut-o, mă uitam așa și aș putea să pice în poartă, să țip la Cosmin. Stai gol! Păi nu cum se... Aoleu, Cosmine! A fost gol? N-a fost! Da, doar la gol facem frotări, da? Fii atent! Aleu, era spectator, era. Spectator era! Deci dacă a dat gol și după aia eu nu dau, zici frotări, da? Nu, dacă dau gol faci. Dacă dai gol! Ok! Hai, bine! Păi, Cosmine, salvează-mă! Deci era așa în poartă și a rămas așa. Păi n-avea cum, doamne! Stai, aia, nu trebuie să mai dai! Păi n-ai zis că dacă dai... Îți mai dau o șansă. Pe 15. Sigur? 15 dacă nu dau gol, da? Măcar încerc șansa să fac, dau și eu gol. Am dat nașpa rău. Cum ești tu? 8, 9, 6, 7, 6, 8, 5, 6, 7, 8, 9. A zis 15 cu 9? Păi cum, da? 6, păi numărați 6, 5, 4. Mă arunc, nu mai pot. Bine-ți. A fost slabă, sincer, adică ca forță, slabă rău. Da, am avut noroc că am fost plasat acolo pe porți. Dă-i! Nu te dau 10, uite! Deci, am terminat. Că te-am putut, ai fost mai bun. Bun, fii atent, mai am câteva probe pentru tine. Hai să vedem, ești pregătit? Cum am fost mereu. Hai. Mi-arunci mingea la cap. Trebuie să dau peste. Bine. Am dat, hai. O dai peste, treci pe aici și după trebuie să dai la poartă. Din prima sau o pui jos?
Din prima? A, ok. Din prima, fără să cadă jos. Fără să cadă jos. Fără să cadă. Ai acolo poarta mică și poarta mare. Cine bagă în aia mică, nu știu, câte puncte să punem? Două puncte. Și în aia mare un punct. Da. Ți-ai făcut-o memoria ta. Da. La mine e mai greu. Am înțeles. La tine e mai greu. Hai, hai, gata? Hai. Ia vezi. Aaaa! Stai să iau minge. Mamă, dar e greu, am crezut că e mai ușor. Da, și mie mi s-a părut ușoară rău, dar vezi că nu-i chiar așa. Aaaa! Fii atent asta, că o fac cum o știu eu. Dă-o mai tare. E, ce faci? I-a dat-o și învățită. Băi, ce am vrut? Dar trebuie să facem ceva să câștigăm, să apelăm la alea ale mele, știți voi. Furăciuni, chestii. Hai, hai, gata. Am dat, era să-mi sară piciorul. Să mai faci abdomen înainte. Așa am dat. Hai. Mai am una, da? Hai. Facem 3 cu 3. E bine. Ce ai sperat? N-ai mică? Da, am zis că se duce în aia mică. Dacă o dau pe spate și dau foarte, nu se pune. E, ai câștigat. Bun. Hai. Ce-am făcut? Dar asta o tai aici, că nu-i bine. De ce? Nu știu, deci te-ai uitat urât la cameră și nu-i bine. Și trebuie să tai aici, că nu-i bine. Hai să dacă dau de foarte că câștig. Ba da. Mai îmi dai și mie? O șansă? Șansă? Da, dar hai să le dau pe astea două. Să zici că a fost o întâmplare. Și mai dai una? Hai, mai dau una. Gata? Hai. Hai. Am vrut două și n-aia mică. Da, bă! Păi da! Am dat și eu una acolo, măcar să fie acolo. Asta-i, bă! Asta! Bă, nu se poate așa ceva, pe bine. Forță, bine, rău! E mai putere să te mai bucuri. Mama, a băgat-o frumos. Forță. În sfârșit, deci, credeți-ne, pare super simplă, dar uitați-vă puțin cum trebuie să intre mingea asta. Deci, aici e poarta, deci trebuie să intre perfect. E, nu știu, cred că 3 cm, gen distanță, întrebări. Bun, trecem la următoarea. Eu îți dau pase ție și gen te pui așa cu exteriorul, ridici mingea peste poartă, ajungi în fața porții și trebuie să dai gol. Perfect! Dar din păcate... Realizarea. Aaa, era bună, rău! Aia zic, asta-i treaba. Ai tare, una, da? Prima. Tare. Hai. Bine! Dacă o dai bună... Deci ai două date și un gol. Da. Bine? Da. Hai. Deci ai învățat șmecherii, ai 3 și 2 date, da? Da. Vezi, dacă dau și eu una, sunt forță. Bine, rău. Prima dată cu aia albă, cred. Probabil. Hai. Aaaa! Și urmează asta, ultima. Aaaa! Prea bun. Oricum e bine. Am ridicat, nu? Am ridicat picior. Ți-o dat mai mult în ăsta. Vreau să scrie mai mult vârf. Da, mă, da! Sfârșit! Cu ajutor, dar e bună! Câte am? 3, câte am? Da. Date? Cred că 3 am. Nu mai știu. Am 2, cred. Mamă, e grea rău de tot. Nu știu. Ce a zis pentru mine? Haide! Haide că și asta e! Mission abort. Repeat. Mission abort. Mai am una, cred. Oricum, știu ce ai încercat să faci.
aici. Ca să nu mai am văzut că după mingea vreți mai direct. Măcar să nu dăm la tine, dar nici la tine n-am dat-o. Hai! Ultima, da? Da. Gen, pare simplă, dar ai văzut că nu e chiar așa simplă pe cât pare. Da, bine, trebuie să știi mișcarea asta cu bam, să poți să o registri, să poți să o ridici, să ții exteriorul cum trebuie. Ai avut 3 parcă, eu am dat doar una din 5. Asta este fost. Ultima probă, facem un crossbar challenge din 5 care dă mai multe la doar bara de sus. Ok. Doar bara de sus. Încep okay. Tu sau încep eu cum facem? Cum vrei tu. Încep tu, da? Hai. La și. Hai. 1, 2, 3, și. Ah, deci eu încep, da? Hai să vedem. Acum ai început, te văd foarte grător la asta. E bine! Vă pup! Acă așa am ratat și eu pe primele două. Câte ai? 3? 3. Dacă ai ratat una din astea, te-ai dus. Deci cu presiune merge. Stai că mai am două. Hai, dă-o și pe asta să vedem cât se termină. 3-1. Forță. M-am desurcat bine aici, zic eu. Da. 3 am dat bine. Am dat bine. Ăsta a fost clipul de astăzi cu Dean Sorescu. Instagramul lui îl aveți aici, pe al meu. Ne dați follow acolo, forță. Îți mulțumesc foarte, foarte mult că ai venit în clipul meu. Sper că te-ai simțit bine alături de mine. Foarte bine. Eu m-am simțit foarte bine alături de tine și m-am bucurat să aștept provocarea asta a ta. Apăsați butonul de like acolo, în forță, Bogdan. Cum îți zice lumea? Dean sau Sorescu? Soare. Soare? Deci da. Bogdan, Soare, iar noi o să ne revedem bineînțeles la următorul vlog. Vă salut! Vă pupăm!